Și acum, pentru tot electoratul, o scurtă reîmprospătare a celor 12 concurenți din această primă semifinală. Titanii Funky Fresh, Narcis, Justin, Ianău, în camera verde, unde sponsorul nostru, Cosmote, oferă cei 120.000 de euro, nu în această cameră, dar deja se simte mirosul acestor bani, se simte deja mirosul succesului. Mirosul Titanii succesului. Funky Fresh, cum v-ați simțit în această seară? Aici, super. Uite, nu că mă... Deci super, atâta. A fost incredibil. Spuneți-le ceva celor de acasă. Gândiți-vă că în aceste clipe lumea ei vă votează. Votează. Vă iubim. Domnul Cămărescu, spuneți-ne, cum v-ați simțit în comparație cu scena de la operă? Mult mai familiar, pentru că în această săptămână, împreună cu toți acești oameni foarte, foarte talentați, am făcut o adevărată comuniune, o adevărată familie și, deși concurenți, ne-am dorit fiecăruia cel mai mare succes. Deci, pe lângă banii pe care îi veți câștiga, dacă îi veți câștiga, ați câștigat și 12 prieteni. Considerați-ne și pe noi doi prietenii dumneavoastră. Sunt 14. Convins. Eu sunt cel onorat de prietenia voastră. Ana Maria Sandu? Ce? Spune, cum te-ai simțit? Gândește-te că publicul se uită acum și încearcă să formeze numele tău. Motivează-i. M-am simțit super, deci a fost super bine și sper că n-am dezamăgit pe nimeni, chiar absolut nimeni, și chiar aș vrea să le mulțumesc celor care acum dau SMS cu numele meu. Am înțeles. Și celor gemenii, care nu gemenii. Dau... Vreți să știm, gemenii, cum s-au simțit? A fost o seară minunată, am fost încântați de voi, prezentatorii, foarte frumos. Wow, aplauze! Yes, vă rog, nu. Ne-am simțit în elementul nostru pe scenă și a fost ceva minunat, extraordinar, publicul și absolut toată lumea. Iar pentru cei de acasă, votați-ne. Am înțeles. Vanda, e obosită, cățelușa? Bernadette, vorbește-l cu ei. Da, e foarte obosită. Ne-am simțit bine, am făcut foarte mulți prieteni și mă bucur. Se pare că acest concurs pe cățelușa Vanda a dat-o pe spate. Da. Reca, Ștefan? Bine. Și pe noi ne-a dat pe spate acest concurs și ne bucurăm că... Florin! A fost tot ok. A fost o experiență unică, m-am simțit ca într-o adevărată familie, plină de fericire și de, nu știu, mult bun gust. Ce să spun, o experiență unică și foarte frumoasă. Narcis? A fost o experiență extraordinară și o experiență pe care sper să nu o uit niciodată și să nu ne uităm noi, acest grup care am ajuns în prima semifinală, concurenți și foarte buni prieteni în același timp. Belăs! Vreau să vă mulțumesc tuturor, ne-am simțit fantastic aici, v-am mai spus și la început. De asemenea vreau să mulțumesc și publicului care ne-a susținut tot timpul și bineînțeles celor implicați, cei care ne-au adus într-un final la această emisiune, tuturor românilor. Mulțumim frumos! Nu știu cum să vă spun dumneavoastră, domnul Țăndărică, domnul Fred Astaire, câteva cuvinte. 2 în 1. Doar Marius. Eu mi-am îndeplinit un vis de acum 30 și ceva de ani și sunt foarte bucuros și pentru faptul că mi-am făcut noi prieteni cu care vom colabora în viitor. Asta este foarte important. Un lucru comun la toți concurenții din această seară a fost cuvântul prietenie. Este mare lucru. Domnul Luca, spuneți-ne dumneavoastră cum v-ați simțit. Că soția știu cum s-a simțit, un pic amețită. Cu siguranță s-a simțit bine, amețită nu. Toate cele 11 numere au fost formidabile, așa de tari, încât trebuie să ai tupeu să speri să ajungi în finală. Domnule Luca, jur, m-aș însura încă o dată numai să-mi fii starostă la nuntă.
Ziceți, domne, cu gura dumneavoastră, vă rog, nu cu gura asta desenată, cu gura dumneavoastră, cum v-ați simțit? M-am simțit super bine, vă mulțumesc tuturor și votați-mă că vă sărut. Acest concurs i-a dat taric, după cum ați văzut. Ei bine, pentru că aici am întâlnit 12 români, de fapt mai mulți români talentați, 12 numere foarte talentate pe care dumneavoastră trebuie să le votați, ei bine, noi vă mai facem în această seară o surpriză. Un alt român talentat a participat în anul 2009 la un concurs de talente în Germania și a devenit cunoscut pe plan internațional. Este celebru. Se cheamă Valentin Ursache, alias Wurli Wurm Show! Am întâlnit și români talentați. Domnule Valentin, pentru că se apropie Paștele, iar eu vreau să vă fac un cadou și știu că dumneavoastră nu acceptați cadouri. Eu v-am stâlcit intenționat numele și am zis Ursache în loc de Urse. Domnul Valentin Urse, o să vin cu mielul. Doi. Doi.
Cu 2 miei. 2 miei. Cu 2 miei. Doi. A, deci când primiți cadou vreți dublu. Ce faci? David. Ce faci, David? Bine. Da? Ești bine, tu ești copilul Vierme. Da. Da? Și cine e tata Vierme? George. Și mama Vierme? Nu știu. Și mama Vierme nu știe. Tu te-ai simțit bine? Da. Da? Îți place scena asta de la România au talent? Da. Da? Ia fă un wow, ce bine e. Wow, ce bine e. Vă mulțumim frumos pentru acest număr extraordinar. Nu numai că ați uluit întreaga lume, acum ne-ați uluit și pe noi toți românii. Și vă mulțumim foarte tare pentru treaba asta. Și mie îmi pare bine de invitație și mulțumesc publicului românesc. Și ne mai vedem. Valentin Urse. Exact. Burli Burm Show este un român. Mulțumim frumos. Te salut. Mulțumim frumos. Și acum, în aplauzele dumneavoastră. Și acum, dragi telespectatori, vom mai vedea încă o dată toate cele 12 numere din această seară. Titanii Funky Fresh. Narcis Sinianu. Ana Maria Sandu. Marius Ioniță. Viorica și Emil Luca. Seth Bernadette și Cătălușa Banda. Reca și Ștefan. Mihail Cămărescu. Florin Harsan. Rareș Deac. Se vede. Trupa Balance. Și acum în acest moment, stop televot. S-a strigat stop televot, prin urmare se închid liniile de votare. Nu știm cu cine sunteți dumneavoastră, dar noi ardem de nerăbdare să aflăm ce zice vocea poporului, adică cum ați votat. Dar înainte să aflăm cum ați votat, să ne odihnim un pic cu puțină publicitate.